Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Arhivele Memoriei. Iată că după câteva săptămâni de vacanță, fiind în timpul verii, ne revedem astăzi, ne reîntâlnim la o ediție cu subiect istoric. Astăzi vă propun ca temă o titulatură mai mult generică, respectiv caleidoscop istoric. Și vom vorbi despre mărturii cu privire la trecutul îndepărtat al Devei. Și pentru aceasta am invitat astăzi pe unul dintre istoricii hunedoreni și amic al meu, coleg de breaslă, este vorba de domnul Ionuț Codrea, istoric și doctorand. Bine ați venit, domnule Ionuț Codrea, în emisiunea noastră. Bine, v-am găsit. Suntem bucuroși să-l avem oaspete în emisiune, mai cu seamă că domnia sa are la activ o experiență practică în domeniul cercetării mărturiilor trecutului. Aș aminti doar spre pildă investigații de arhivă, dar și pe acelea de a analiza mărturii materiale cu privire la vechea biserică parohială a Devei, un monument dispărut, existent cândva undeva în dreptul actualului liceu pedagogic, relativ mai în jos față de actuala biserică reformată. A și reușit de altfel să publice o lucrare monografică intitulată Vechea Biserică Parohială a Devei, în 2010. Înmănunchind, iată, trecutul istoric și nu numai, a unui monument pe care noi cei de astăzi nu mai avem șansa de a-l vedea propriu-zis în teren. Însă domnia sa reînvie memoria trecutului prezentând un monument semnificativ al Devei de odinioară. De asemenea, domnia sa a participat la lucrările efective de investigare și cercetare arheologică ale cetății Devei. Și este preocupat în permanență de medievalitatea hunedoreană încadrată în context transilvanian și european, apusean. Iată o sumă întreagă de coordonate ale activității sale. Și dacă stăm să ne gândim la vârstă, dar vârsta nu spune nimic cu privire la experiență, că are o experiență deja destul de întinsă, el fiind destul de tânăr, iată că mai are un teritoriu destul de mare de activitate în fața domniei sale. Domnule Ionuț Codrea, amintirăm aici despre cartea domniei voastre cu privire la vechea biserică parohială a Devei și efortul dumneavoastră de a ne restitui nouă celor de astăzi memoria unui monument dispărut. Înainte de a vă ruga să ne povestiți despre istoricul acestui monument din Deva, pentru a ilustra și pentru a prezenta publicului hunedorean cum arăta această biserică, rugăm regia să deruleze imaginile pregătite prin generozitatea domniei voastre. Deci, haideți să depănăm puțin din povestea acestui monument de odinioară al Devei. Biserica parohială a Devei a fost construită cândva în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, ea fiind dovada stabilirii la poalele dealului cetății a unei comunități. În faza aceasta de cercetare nu putem să-i spunem foarte clar ce tip de comunitate este, era. Dar, având în vedere că biserica a fost în fază inițială catolică, putem presupune că și locuitorii așezării erau de aceeași religie. Ea a fost construită cândva între 1200, în jurul anului 1260, găsind analogii foarte bune în bisericile din zona Sibiului, ea fiind de plan bazilical. În timp, biserica a suferit diverse modificări, cele mai importante la sfârșitul secolului al XIV-lea, când altarul bisericii este dărâmat și construit un altul de mult mai mari dimensiuni, în ideea de a face o biserică mai mare, normal, crescând numărul oamenilor din comunitate, s-a simțit nevoia unei biserici mai mari. Dar probabil din lipsa finanțelor aceasta s-a stopat la nivelul altarului.
Atunci s-a și realizat o pictură deosebită și iarăși trecând mai departe în timp, undeva la începutul secolului XVI, a mai avut loc o renovare a bisericii cu ajutorul voievodului Ioan Zapoia. În timp s-au mai tot făcut o felul de modificări, în mare parte reparații. Ea s-a degradat datorită faptului că nu s-a mai reușit o implicare prea mare a comunității în stabilizarea zidurilor, ajungând astfel ca la sfârșitul secolului al XIX-lea să fie dărâmat nava, iar la începutul secolului al XX-lea să fie dărâmat și altarul. Fiind construită o nouă biserică, cea pe care o cunoaștem și astăzi, biserica reformată din zona liceului pedagogic. Da, iată un monument istoric legat de începuturile comunității de Vene, cea întemeiată la poalele fortificației. Și știm că ea ar fi avut un hram inițial, acela de Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae și a fost modificat la sfârșitul secolului al XIV-lea în Sfântul Martin, hramul Sfântul Martin. Da. Acum, și aici vedem că încet, încet sunt și izvoare istorice care mărturisesc despre existența unei comunități parohiale. Și mi-a amintit în timp ce povesteați că există aceste registre de dijme papale de la începutul secolului al XIV-lea, 1303 după 1303, 1309, pe care le cunoaștem, sunt altele care așteaptă eforturile cercetătorilor din România să le publice. Și în momentul când acolo apare menționat că încasatorul dijmelor papale a venit și a încasat de la credincioșii număr de atâția, erau de fapt atâtea familii, de la parohia Sfântul Nicolae din Deva, putem să tragem și o concluzie asupra a cât de mare era această comunitate în acei ani. Da. Ei calculau dijmele în funcție de numărul de fumuri, care de fapt însemna fumul de la hornul al casei. Deci era o casă, o proprietate. Casei. Acel număr se înmulțește de obicei cu 5. Cam asta este regula folosită în demografia istorică. Ma clar, ea, dacă, așa, de exemplu, da, era o casă sau sunt într-o așezare 20 de fumuri, ori 5 înseamnă automat 100 de persoane, grosomodo, plus minus. Da. Da. Cam asta sunt calculurile cu aproximație. Și asta era doar, să zicem, comunitatea de confesiune romano-catolică. Da. Plus că mai erau și comunitatea veche românească, cea de factură răsăriteană, ortodoxă, cea care la un moment dat știm că au solicitat ca membrii acestei comunități să fie judecați după vechiul drept valahic românesc. Da. Și asta arată că, de fapt, în cazul acelor districte militare valahe care au funcționat în zona noastră, în Evul Mediu, totuși, aveau o anumită autonomie. Însă revenim la această lucrare și la acest monument deosebit. Ce a mai rămas din el? Ce mărturii au mai rămas astăzi? Deci mă refer, documente, fotodocumente, mărturii materiale palpabile. Odată începută cercetarea, am descoperit mai mult decât m-aș așteptat, având în vedere că este un monument dispărut. Bine, pe lângă arhiva fotografică de la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe lângă pietrele tombale păstrate în actuala biserică. Pietre de mormânt păstrate în actuala biserică reformată, a lui Tordoi, a lui Dobodomocoș, Sofia Șuioc. Se mai păstrează, de exemplu, la Muzeul din Cluj, câteva piese de încadrament de ușă și de ferestre, care după molură, după modul în care au furcate, se încadrează în acea perioadă a sfârșitului de secol al XIV-lea. Și inclusiv pe una dintre ele se păstrează o inscripție, din păcate foarte puțin și nu s-a putut face o descifrare foarte clară, dar apare numele de Iohannes și se spune că este vorba de unul dintre meșteri care ar fi lucrat la biserică. Un semn de pietrar? Nu un semn de pietrar, este o inscripție.
Era, că meșterul și-a scris acolo numele. Da, era, se păstrează Facit și Iohannes. Restul nu se mai păstrează, fiind distrus de timp. Dar ce da, sunt înțeles. Cuvinte, putem spune noi am Iohannes discutat acum, înainte de emisiune, că o sumă dintre aceste inscripții au fost transcrise și consemnate de către un medic pasionat de arheologie, Lugoj Fodor Andraș din Deva, care le-a aștenut pe vreo 7 registre aceste mărturii. Și dumneavoastră ați văzut acolo, din câte mi-ați povestit, și câteva inscripții din această străveche biserică. Da, și chiar există despre care am povestit mai înainte, este trecută în dintre volume, sunt desenate cheile de boltă, sunt desenate câteva piese de fernerie de la uși și ferestre. Sunt niște mărturii foarte importante, având în vedere faptul că monumentul nu mai există, sunt chiar vitale în cunoașterea lui. Totuși, la momentul când a fost demolat altarul, pentru că altarul a fost ultima parte din ea la care s-a renunțat, am înțeles că au fost extrase niște fragmente din frescă, din pictură. Da. Da, două dintre aceste fragmente decapate se păstrează la Muzeul din Deva. Este vorba despre un apostol și despre un mag. Da. Nu putem să formulăm din perspectiva istoriei artei asupra stilului care să trimită, să zicem, la confesiune, deoarece este bine cunoscut că, spre pildă, și monumentele gotice erau pictate și într-o manieră relativ asemănătoare. Deci, până la urmă, ea se încadrează, să zicem, într-o tipologie de monumente apusene la limesul acesta estic. Și chiar, da, practic este o artă combinată. Se păstrează elemente bizantine, fiind zona aceasta dintre cele două influență. Mari de influență, dar cu clare influențe apusene. De exemplu, la modul în care erau îmbrăcați. Magii sunt pictați, îmbrăcați la ca și un soldat sau un nobil militar maghiar. Sau ca un nobil, ca un cavaler apusean. Da. Cu aceeași costumație. Da. Iată un sincretism foarte interesant. Și să văd, până la urmă, și influențele. Influențele și apusene și răsăritene. Mi-amintesc la un moment dat că a existat o discuție prin Deva acum vreo 15 ani. Probabil că cei care au inițiat-o nici nu erau de specialitate și nu aveau, știu eu, o specializare în domeniul istoriei. Dar cineva la un moment dat aruncase pe piața aceasta a discuțiilor informale o idee puțin exagerată cu privire la piața de mormânt a nevestei și a fiului capitanului cetății de veie, a lui Dobo, amândoi fiind morți, nevasta și copilul, în urma unei epidemii de ciumă. Și că pentru că el fiind Dobo de Rusca, nu? Da. Face trimitere la posesiuni sau la locul de obârșie, da, nu? Și ce locul de obârșie. Și bănuim că fiind nobil, Dobo de Rusca, a însemnat că el cobora de la Rusca Montană sau Rusca din munții Poana Ruscăi. Da. Acolo undeva spunea el în inscripție că stăpân sau peste geții din munți. Da. Ce putem spune despre această eufemismă din timpul renașterii, sfârșit de renaștere? Pentru că se practica acesta cu Dacia, cu valorile antichității. Era o nouă modă. Da. O modă a renașterii de redescoperire a trecutului. Apar în aceeași perioadă, găsim și pe Olahus, care vorbește despre daci și alți cărturari transilvăneni. Știe foarte bine în istoriografia românească faptul că populația din munți este în protoproporție de 99,9% românească. Și se presupun, și ei presupun la un moment dat, că ei sunt urmași ai dacilor, la care și ei au ajuns prin diferite manuscrise sau cărți tipărite, le-a dus la cunoștință anumite date istorice despre trecutul zonei Transilvaniei. Și știau și ei despre Dacia, despre romani, nu mai vorbim, și presupunând că în momentul în care regalitatea maghiară intră în Transilvania, populația găsită pe teritoriu se retrage în munți din calea năvălitorilor. Și să nu uităm că în urmă cu câteva decenii, cronicarul Lazius
consemnase acel eveniment al descoperirii unei mari comori în albia râului Strei. Ei, și aceasta fiind preluată pe filiera occidentală, este inserată în hărțile europene, în planurile europene, cum că acolo este un locul acesta din pe meleagurile noastre, unei dorene, fluviul Strei, sub care a fost descoperită comoara tăinuită de Decebal. Iată motivul dacic în renaștere și cu o Dacie, cum să spun, ventilată, afirmată de unii dintre principii transilvaneni, cum spuneți dumneavoastră, revine la modă. Și atunci, normal, el, nu, ca să facem, să încheiem cu o concluzie, acest dobo se referea, de fapt, la pădureni, la locuitorii din țara pădurenilor, din munții Poiana Ruscăi, el fiind de acolo. Nici de cum, cum spunea, uite, domnule, că mai erau daci pe aici, pe la anul 1570-1580. Erau niște urmași ai dacilor, într-adevăr. Încheind cu acest subiect privitor la un monument dispărut, vechea biserică parohială a Devei, pe care dumneavoastră ni l-ați readus în atenție, grație unei cărți, grație preocupărilor care continuă conexe acestui monument, un alt aspect pe care am amintit la începutul emisiunii noastre a fost acela a faptului că confruntându-vă cu cercetarea arheologică din incinta 1 pe cetatea Devei, dar și din incintele 2 și 3 ca supraveghetor din partea arheologilor la lucrările care s-au efectuat, efectiv dumneavoastră ați avut parte de o școală arheologică pe perioada medievală. E, ce poate să spună arheologul Ionuț Codrea cu privire la noutățile ieșite la iveală, la mărturiile și artefactele ieșite la iveală care ar pune într-o ecuație interesantă, necunoscută nouă publicului, cetatea Devei și istoria sa. Câteva detalii sau câteva amănunte care le doriți să le oferiți publicului hunedorean. Cetatea Devei, campania arheologică a început în 2008. Eu am făcut parte dintr-un grup de arheologi conduși de doamna Daniela Marcu Istrate, expert arheolog, și am făcut cercetările, campaniile arheologice în 2008-2013 și ca și campanii de săpătură preventivă, iar în 2014 și 2015 supravegherea arheologică la lucrările care se efectuează în cetate. În 2008 a fost cercetată incinta 1 într-o proporție foarte mare, aproape toată incinta a fost cercetată și săpată și degajat pământul aproape până la stâncă. Iar în incintele 2 și 3 s-au făcut sondaje arheologice pentru a determina nivelele de călcare în diferite perioade ale existenței. Materialul arheologic este extrem de complex și extrem de mare și ca să faceți o idee, ceramica cred că sunt în jur de 200 de saci de ceramică. Materialul special, cum zicem la logi, material special, sunt piese altele decât ceramică, piese de metal, piese de bronz, argint, chiar și ceramică, dar piese mai deosebite. Ca număr, după inventariere, au ieșit undeva la aproape 2000 de piese. Din păcate, atât timpul meu cât și a colegilor cu care am lucrat, nu ne-a permis să facem o cercetare exhaustivă a materialului. S-a realizat o expoziție la muzeu, care e și foarte bine și ar merita văzută de orice devian, sunt piese deosebite. Dar încă așteptăm să ne punem cap la cap timpul și forțele să reușim să scoatem o monografie arheologică a monumentului. Cercetările au scos la iveală date noi, inclusiv privind cronologia cetății. De exemplu, acum știm că incinta 2, de exemplu, nu a fost construită, cum se spunea, la sfârșitul secolului al XVI-lea, ci în jur de 1500, fiind descoperită o monedă de la Matia Corvin, chiar sub crepita de fundare, limita de fundare a zidurilor care formează gura de lup din fața porții cezarului. Și acest este un element foarte important.
La fel, incinta 3 nu a fost construită de Ștefan Steinwil după 1713, ci a fost construită în jurul anului între 1690 și 1699, imediat după ce Imperiul Austriac a cucerit Transilvania. Din punct de vedere arhitectural, cele mai spectaculoase descoperiri au fost incinta 1, apărând un turn donjon circular cu cisternă în interior. Pe latura de est a incintei, pe latura de vest a ieșit un turn pătrat pe care se păstrau urme de pictură, pictura asemănătoare cu cea de la Castelul Dragonedoara, pictura renascentistă. S-au descoperit, au fost degajate zidurile de pe latura de nord a incintei și cele de pe latura de est. Dorin, tu știi foarte bine planul cetății, corpurile de locuit erau în formă de U. Era corpul de sud, unde era palatum, era zona principală și de locuire și de a castelanului și a voievodului sau principelui în momentul când se afla în cetate, care este din prima fază de secolul XIII, apoi latura de nord, care este a fost construit undeva în secolele 14-15, și apoi tot în aceeași perioadă, nu mai târziu de secolul XV, s-a construit și pe latura de est, formând astfel un complex de corpuri în formă de U. Știu că la un moment dat ați spus în valoare și urmele unei brutării. Da. Brutăria a fost cercetată în anul 2013. Se știa despre ea de pe planurile vechi, dar nu foarte multe. Nu știam exact despre ce este vorba. Pe hărțile austriece ea apare ca și atelier. Speram să fie un mare atelier de orice, dar s-a dovedit a fi doar o brutărie. Dar a fost descoperită intactă, absolut tot pământul a fost degajat și proiectanții și constructorii de pe cetate o vor pune în valoare și ea va fi refăcută. Ar fi interesant să fie reconstituită și turiștii să aibă ocazia să guste dintr-o pituță făcută după rețeta medievală. Știu și împreună am urmărit odată planurile astea vechi austriece, pentru că mi le-a spus la dispoziție, că în incinta cetății funcționa, dacă putem să spunem așa, adică exista și o capelă. Capela de pe planurile austriece apare pe latura de sud, undeva între sala mare, cum ar veni, și bucătărie. Dar este doar la nivel de secolul al XVIII-lea. În prima fază, capela se afla cu siguranță în turnul donjon circular de pe latura de est. De obicei, capelele la acest tip de construcție erau situate la ultimul nivel. Turnul a fost dărâmat la sfârșitul secolului al XVIII-lea și a fost înlocuit cu o pivniță, care încă se mai păstrează. Știm că acolo era o capelă datorită inventarului realizat de Racoții al II-lea la 1641, momentul în care cumpără cetatea de la Maria Sechi. Și apare turnul Sfântul Tom. Ori, într-o perioadă reformată, să numești un turn Sfântul Toma, este foarte clar că acolo era vorba despre o capelă. Clar, vedem că totuși el, chiar dacă a avut un caracter militar, avem de a face cu o capelă. Nu mergem mai departe cu supozițiile, însă era normal, având în vedere că la un moment dat voievozii Ardealului au viețuit, a drept, temporar, vremelnic acolo. Deci, până la urmă, era normal să aibă un preot, să aibă o asistență religioasă. Să nu uităm că de destinele acestei cetăți, de începuturile ei, fazele de începuturi, este legat și domnia lui Ladislau Can, despre care se cunoaște că avea o curte cu adevărat de rang regal. Și atunci poate că ne gândim că înainte de reforma religioasă care a penetrat în Transilvania după a doua parte a secolului XVI, bineînțeles că era evident că trebuia să fie existat, iacătă sunt atâtea mărturii și arheologice și documentare și cartografice care pun în evidență existența unei capele în incintă.
Ce ar mai putea să grăiască aceste mărturii arheologice descoperite de dumneavoastră despre oamenii acelor vremuri, acelor perioade istorice, despre rosturile lor acolo? Iarăși, cercetările au scos de iveală mărturii la care nu ne așteptam. Pe lângă multele piese de uscaznic, vezi, furculițe, cuțite, vasele ceramice, evident, au fost descoperite două zone de mormântări. Una pe latura de sud a incintei 2 și cealaltă pe latura de nord a incintei 2. Care, osemintele, erau în mare parte de femei. Și inclusiv este un mormânt în care apare o femeie cu copilul, probabil nou-născut, mort, îngropat în probabil a murit la naștere și ea și copilul și au fost înmormântați. Ceea ce nu ne așteptam. Sunt piese la care efectiv nu ne așteptam să apară într-o fortificație strict militară, așa cum se știe și se vehiculează de ani de zile în istoriografia românească, Deva a fost o fortificație strict militară. Nu, se pare că au avut o viață cotidiană mult mai complexă decât strictul militar. După materialul scos la iveală din aceste morminte, puteți să formulați o opinie cu privire la datare. De când? Cam de când datează aceste morminte? În secolul al XVII-lea, ambele nivele de... Ambele pot nivele fi legate și de o perioadă de asediu, să zicem. Dacă au fost nevoiți acești oameni să trăiască cu soțiile lor, cu rubedenile lor acolo, pentru că în condiții normale le mormântau în necropola Devei. Da. În funcție de confesiune. Probabil că erau soții sau persoane venite odată cu militarii. Da. Nu aparțineau orașului. Comunității undeva. După aceea știu că aveți o pasiune aparte față de pipe și istoria lor. S-au descoperit acum cătana din orice perioadă istorică, după ce a ajuns tutunul și în părțile noastre, după descoperirea lumii noi, nu avea luleaua aia și duhanul, tutunul respectiv. Au ieșit la iveală asemenea pipe? Chiar foarte multe. Piese numărate sunt undeva de în jur de 700. De piese. Păi, asta arată că, de fapt, a fost o forță militară acolo între ziduri de lungul timpului. Sunt piese atât din secolul al XVII-lea, din partea de început a fumatului, da, până în secolul al XIX-lea. Chiar piese deosebite pe care sunt, pe care apar soldați sau apar, așa cum ne spunem noi, pașoptiști, acei soldați, acei honvezi îmbrăcați cu steagul în mână, cu sabie, cu îmbrăcăminte militară specifică jumătății de secolul al XIX-lea. Și pipe, chiar din punctul meu cea mai interesant, este pipa care s-a găsit, o pipă din caolin, foarte frumos decorată, care a fost descoperită chiar deasupra turnului Betlem. Chiar în nivelul de construcție al turnului Betlem, ceea ce reprezintă și un element de datare. Având în vedere că pipele, inclusiv în Turcia, unde știm foarte bine, nu au fost descoperite în primele decenii ale secolului al XVII-lea. Deci, și putem spune că la noi a venit așa mai târziu, deci, după deceniile 3-4. Asta ar însemna faptul că existența pipei în mortarul cu care a fost construit unul Betlem, că el a fost construit după deceniile 3-4 sau în deceniile 3-4. Deci titulatura de Betlem nu ar mai sau n-ar mai fi trebuit, n-ar mai trebui folosită, pentru că nu era construită. Este cunoscută în istoria Principatului Autonom al Transilvaniei, după Mohaci, această relație în alta parte, între Imperiul Otoman și Transilvania și legăturile principiilor cu sultanul și cu vizirul. Iacătă e posibil ca în Transilvania, oricum, pe această filieră turcă, deci este destul de clar că pipa este clar, de factură uzul tutunului turcească. Da, a ajuns prin filiera turcească. Iacătă un obiect mic, dar care aduce o nouă lumină asupra datării sau asupra denumirii unei părți componente din cetatea de vechi. Da. Nu vă mai întreb acum de o altă legendă romantică, dar totuși așa cu titlu de znoavă, dacă se poate spune, domnule,
Oricât s-a cercetat și s-a săpat, pun pariu că nu s-a găsit urmele tunelului de la Deva la Hunedoara. Nu, nu s-a asta găsit. Ca o glumă. Nu, pentru că era acest legendariu al copilăriei noastre și al multor generații. Eu am făcut parte din colective în diverse șantiere din Transilvania, Oradea, Târgu Mureș, Teiuș, pot să vă spun că oriunde am fost, legenda tunelului există peste tot. Legenda tunelului și legenda vizitei Mariei Tereza. Exact. Oriunde am făcut cercetare, erau oameni care ziceau, nu, ați găsit tunelul. Știți că pe aici a trecut Maria Tereza. Bine, odată Maria Tereza, această mamă a națiunilor, a tuturor națiunilor, ia cătă, măsurile care le luase ea și după aceea aura asta de mister legată de ziduri, de ruine, poate coborând din romantism. Dar în același timp, oare să nu fie avut ea o galerie de refugiu, cetatea, pentru că este inexplicabil cum să zicem capitanul Runcan, fiind asediat în timpul Revoluției de la 1848-49, a reușit să iasă și să meargă să-și aducă niște plutoane de grăniceri de la Chergheș, Cozia, Cârji, Popești și să vină cu ei în cetate, în decursul unei nopți. Să gândiți, fortificația Voban de la poale cetății, zidurile fortificației urcau până... Cetatea de pământ, cea făcută de austrieci, jos, pământ, unde e stadionul acum. De Ștefan Stein, exact, unde este stadionul, construită de Ștefan Steinville, avea ziduri care urcau până și făceau juncțiune cu incinta 3 a cetății, atât în partea de nord, cât și în partea de sud-est. Posibil că aceste ziduri să fi avut galerii care să fi ajutat la fuga. Da, un coridor propriu-zis adosat, dar în stadiul actual nu se pune încă problema, să zicem, a restaurării și cetății Vauban, deoarece pe locul respectiv acum sunt proprietăți, e arena sportivă, nu mai ai posibilitatea să refaci tot acest aspect. Ia cât informații inedite, dragi telespectatori, cu privire la trecutul cetății noastre din Deva, informații care, bineînțeles, că și mărturii, mai cu seamă, care vor schimba istoria acestui monument remarcabil. Discutarăm noi zilele trecute, iarăși, despre un monument deosebit, de asta dată bisericesc. Și amândoi am formulat o opinie, de altfel susținută de către specialiști din domeniul care au cercetat și l-au investigat. Și este vorba despre una, dacă nu cea mai veche biserică din Transilvania sau din spațiul românesc, aflată în picioare în prezent, dar una dintre cele mai vechi din Transilvania și pe teritoriul județului Hunedoara, și mă refer aici la Biserica Rotondă din Gioagiu, existentă în picioare, poate foarte puțin promovată din punct de vedere turistic, din punct de vedere mediatic, raportându-ne și făcând o paralelă, să zicem, cu popularitatea monumentului istoric de la Densuș, bineînțeles că rotonda de la Gioagiu nu ajunge la talia aceasta de celebritate. Ea fiind și mai mică sub raportul dimensiunilor. Dar ar fi bine să discutăm, să povestim puțin despre această biserică rotondă de la Gioagiu, pentru a familiariza publicul că avem pe teritoriul județului nostru un monument deosebit și sub raportul vechimii și sub raportul arhitecturii. Da, biserica a fost cercetată în perioada 92-94 de Ghiță Petrov, în odată cu cercetarea lucrărilor de renovare ale parohiei din localitate. Chiar lângă rotondă mai este o biserică, parohia de care ține biserica a cerut o restaurare, s-a făcut cercetare pe biserică, parohie, atingând și rotonda. A fost descoperită o necropolă. Deci un cimitir. Un cimitir. Iar în inventarul mormintelor au apărut diferite monede, și din secolul al XI-lea. Înainte de anul 1100. Da. Și asta atestă faptul că dacă atunci când au fost îngropați morții acolo și s-a aruncat obolul, deci moneda s-a aruncat în groapă, monedă bătută înainte de anul 1100, deci clar știm ce fel după ce efige de rege era acolo,
Asta arată că, de fapt, să zicem, moneda fiind în circulație, da? Că omul avea la el aici, la chimir sau unde o purta, și o aruncat-o în groapă peste defunct, să-i ajute la trecerea vămilor acelea, așa, pe lumea cealaltă, ea ne duce la ideea că cei mormântați, cel mai târziu au fost depuși cam pe la 1100, să zicem, cel târziu. Dar existând cimitir, înseamnă că biserica aceea rotundă Era în picioare, exista era în și picioare. era anterioară Da. anului 1100, poate cu cel puțin 50 de ani. Deci mergem undeva, poate chiar înainte de Marea Schismă, care a separat Da. lumea creștină în două. Da. Iată, mai mult, din perspectiva materialelor folosite la construcția ei. Biserica, capela a fost, capela, rotunda a fost construită strict din materiale romane refolosite. Cărămizi romane de la Cărămizi romane, Cicmeu, de la da. Cicmeniu, deci din apropiere, Da. cărămizi de tipologie romană și piatră scoasă de acolo. Da. Refolosirea materialului roman, fapt foarte des întâlnit mai ales în Evul Mediu-Timpuriu, foarte timpuriu, la fel foarte bine se știe acest lucru și în Țara Hațicului. Ați povestit despre densuși. Da. Densuși la fel în ziduri se regăsesc tot cărămizi, cât piatră, cât și Exact. altare și lei votivi care provin din siturile romane din apropiere. Dar biserica aceasta, practic rotonda de la Gioagiu, rotonda creștină de la Gioagiu, este singulară pe teritoriul județului Hunedoara. A mai fost descoperite Descoperită. urmele uneia chiar în incinta cetății Orăștiei. Da. A fost cercetată de Zenopinter și zona a fost lăsată degajată, poate fi vizitată și rotunda este acoperită să fie protejată de ploi. Da, și cea de la Cea de Orăștie Orăștie. este mai nouă, se spune, a fost creată undeva secolul al XIII-lea. Și este de alte dimensiuni. Este mult mai mare ca dimensiune și materialul folosit este totul altul. Da? Este piatră locală. Clar, deci s-au folosit resurse locale, dar Da. tipologia este asemănătoare. Ca și tipologie, da. S-ar fi putut să se fie inspirat cei de la Orăștie după Da, modelul de la este Gioagiu. Este prima foarte posibil. din cele două biserici care sunt în picioare. Cea treia descoperită arheologic este cea mai veche. Da. Construită anterior celor două biserici. Ce putem spune despre acest tip de rotondă? Unde mai apare ea? În Occident sau în spațiul creștin european? Pentru ca să și contextualizăm în marea istorie a Europei, pentru acest monument nu este singular, nu a căzut de undeva așa brusc și dintr-o dată. Deci să vedem puțin și cu o deschidere înspre spațiul occidental. Inclusiv în Transilvania mai sunt. Deci Mai sunt. nu doar în Hunedoara Da, există nu sunt astfel de singulare. monumente. Există. Nu foarte multe, dar există. Iar și mai vorbim de Ungaria și mai departe înspre apus. La fel și înspre est, înspre orient. Apar în Armenia, sunt unii arheologi, în special maghiari, care spun că de acolo ar fi pornit această tipologie de biserică. Știm că, spre pildă, biserica armenească este cea mai veche înființată, cea mai veche biserică creștină organizată în sine cu ierarhie din lumea creștină. Și este posibil pentru că armenii la un moment dat, pe cale de negoț sau ca meșteșugari, ei s-au răspândit în Europa. Au fost comunități armenești mai târzii și în Transilvania, dar este Și în Deva, posibil. nu? Da, și în Deva chiar o aveam o comunitate biserică. importantă și care o consideră o biserică, da. Da, și despre asta ar fi de vorbit, este cu totul inedită, poate că într-o ediție viitoare a emisiunii noastre o să aducem și o fotografie care s-a mai păstrat. E puțin cunoscut, probabil de foarte puțină lume, că a existat în piața centrală a Deibei, unde e aici Piața Unirii, cam în dreptul cu turnul ăsta de unde e cafeneaua Renault, că a existat o biserică, tot așa, capela a Capela doi frați armeni. catolică, da, frații Bosniac, Ștefan Da. și Martin Bosniac, capela Negustori catolică, armeni. negustor armeni. Da. Și a cam funcționat vreo 150 de ani. A fost construită la 1700, în jur de 1764. Există un document căpăsat la arhive prin care guvernul Transilvaniei aprobă construirea acestei biserici din 1774 și probabil imediat a fost și construită și a fost dărâmată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Ea se pare că a fost și afectată foarte tare de explozia cetății. Ghiulele și alte și pietre
aruncate de suflul exploziei au deteriorat acoperișul și geamurile capelei. Chiar este vizibil în fotografie ghiuleaua care a rămas undeva în frontonul ei, că ea avea o inspirație barocă, da, chiar în frontonul bisericii, și se vede clar ghiuleaua venită din cetate și rămasă în zidul ăla acolo. Da, da. Era o raritate. Mai exista o asemenea ghiulea, tot de pe urma evenimentelor din Revoluția de 1848-1849, într-o casă a manutanței de lângă parc. Colțul ăsta unde e acum administrația financiară. Acolo era o casă veche sub formă de V pe cele două străzi, pe calea Avram Iancu și pe cealaltă care cobora la cazările, da, din șanț. Și pe frontonul de către cetate exista iarăși o asemenea ghiulea rămasă acolo în zidul ăla. Da. Iacătă se pare că această biserică nemai fiind întreținută, da? De fapt asta ar putea să, da, fie cauza. Ea fusese părăsită aproximativ 10 ani înainte, da, de dărâmare. Consiliul local a răscumpărat-o, a plătit mănăstirii catolice o sumă de 5.000 de forinți, cumpărând construcția și terenul și dărâmând-o. Foarte important, primarul de atunci al Devei, Șuț Șandor, a făcut fotografia, de fapt, singura fotografie, care se păstrează. Și în felul ăsta avem o imagine asupra acestui monument pe care noi nu-l mai avem, dar cu siguranță cândva, când se vor face reabilitări în zonă, vom da de urmele fundației și poate posibil și a criptei subterane, pentru că se cunoaște faptul și au rămas consemnări, da, cu privire la existența unei cripte și cine au fost înmormântați în acea, da, criptă. Sunt 14 nume apar în bibliografia maghiară că ar fi înmormântați în acea criptă. Majoritatea demnitar, fie capitan militar, fie din elita locală. Familia Bosniac, da, cei care au construit și da, majoritatea erau comercianți sau oricum, da, oameni de vază ai târgului. Un prim aspect al sistematizării Devei, dacă vrem. Autoritatea locală a cumpărat monumentul, el fiind într-o stare avansată de degradare, nu mai avea utilitate, era scos din uzul liturgic și atunci au luat decizia să o demoleze pentru a întregi cumva acest careu al pieței de alimente, în principal, că acolo era piațul, cum s-ar zice. Suntem în ultimele 5 minute ale emisiunii noastre, însă nu aș vrea să epuizăm timpul înainte de a povesti puțin despre faptul că dumneavoastră aveți o temă de cercetare foarte interesantă și pe un teritoriu istoric puțin desțelenit până în prezent. Ca temă de cercetare în cadrul programului noastră de doctorat la universitate, aveți și vă las pe dumneavoastră, pentru că eu știu, cunosc tematica, că am povestit, să o dezvăluiți publicului. Ce temă, ce teritoriu din trecutul nostru investigați și căutați răspunsuri în a reconstitui o parte din istorie? Teza mea de doctorat se referă la istoria, cultura și societatea din Țara Zarandului. Pe o perioadă destul de întinsă de timp, din secolul al XVI-lea până în secolul al XVIII-lea. Țara Zarandului privită de cele mai multe ori prin lentilele unor tumultoase mișcări sociale. Da. A se vedea, să zicem, Răscoala Horia, Revoluția lui 1848-1849. Din păcate, cele două foarte importante evenimente, da, fără îndoială, au eclipsat istoria și oamenii locului. Da, au eclipsat, dacă se poate spune așa, într-adevăr, istorică, au estompat, da? Cum să zic eu, mersul vieții de zi cu zi sau celelalte evenimente, pentru că, într-adevăr, până la urmă, trecutul istoric nu este numai o succesiune de războaie și de împărați. Sunt și alte și alte atâtea aspecte cu privire la viața unor comunități, la viața unei regiuni, la organizarea ei din multiple perspective și la propășirea ei sub diverse aspecte. Într-adevăr, aveți o misiune foarte grea și pentru a oarecum a clarifica asupra acestui teritoriu geografic până la urmă, chiar vă rog să fixați puțin zona pe care dumneavoastră o cercetați, că până la urmă o să restituiți o istorie de câteva veacuri, da, a unui teritoriu geografic, propriu zis, cu comunitățile, da, umane care vor fi fost acolo. Da. Teritoriul Țării Zarandului este
foarte bine delimitat din punct de vedere geografic. Practic este depresiunea Brad-Hărmaciu, în partea de, ca niște limite, în partea de nord înspre Oradea ar fi vârfurile și zona înainte de trecerea muntelui, practic ultimul loc ar fi Groș, în partea de est înspre Câmpia Radului, în locul unde cei de munții Zarandului și munții Bihorului se unesc și formează, îngustează depresiunea Eslovatea Leașa, în zona de sud, Băița, dar cu o legătură cu depresiunea Săcărâmbă și zona Hondorului și Certeș, iar înspre Slatna, localitățile, practic până în pasul vulcan, unde se face legătura între Țara Zarandului și Țara Moților. Deci un teritoriu geografic destul de întins, o ecuație iarăși foarte complexă pe coordonatele acestea, societate, cultură, politică, biserică, un teritoriu în care zona epicentrală a fost resursa principală, aurul și interesul marilor puteri din toate timpurile pentru această zonă, un teritoriu muntos, pauper, cu viață grea, oamenii erau legați de pădure, de resursele locale, cu centre de putere și de elită, vezi Hălmaciu, vezi Baia de Criș, Vața, Bradu, Săcărâmbu, Băița, nume rezonante în istorie, și, bineînțeles, o cercetare a dumneavoastră asiduă și o sinteză care ne va transpune în istoria cunoaștere, adusă și restituită, poate dincolo și în spatele unui clișeu foarte des folosit, să zicem, la nivel folcloric, vezi cu ghilimele de rigoare, o plecat moțul la țară cu Donis și cu Ciubară. De fapt, istoria acestei zone este mult mai amplă, interesantă și complexă. Da. Domnule Ionuț Codrea, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi oaspetele în emisiunea noastră. Plăcere. Vă mulțumim, atât noi cât și echipa tehnică și telespectatorii. Mai sunt subiecte pe care încă nu le-am dezvăluit, dar care așteaptă să acceptați să fim împreună într-o nouă ediție. Iacăt astăzi am avut ocazia să discutăm sub această egidă Caleidoscop istoric, lucruri interesante cu domnul Ionuț Codrea, istoric și cercetător pe tărâmul Muzei Clio. Informații și date interesante legate de trecutul nostru al tuturora, care ne construiește și ne configurează acea identitate de care avem atâta nevoie. De unde venim, cine suntem, pentru a ști încotro ne îndreptăm. Înainte de a încheia, mulțumesc echipei de regie și de studio pentru pasiunea și pentru efortul lor de fiecare ediție. Până la o nouă emisiune, vă doresc toate cele bune, Doamne ajută!